Greu tare. Câte o zi de muncă aici la voi? 500 de lei. Lăsăm câte alimente, doamnă. Păi nu, dacă n-am cum, n-am bani. Nu ne dăm seama cât suntem de bine contați pe când nu vezi oameni așa. Am zis prea multă tristețe, prea multă sărăcie. Oamenii au murit. Câte ani aveți? Am pe mea 70 de ani, pe 20 august. Tot mă gândesc, tot mă trezesc, mă bată. Ales că eu l-am găsit mort în casă. Soțul dumneavoastră. Am trăit fără tată, a murit tata, a rămas numai cu mamă. Am fost chinuită din tinerețe. Și avem 13 ani când a murit tata. Și pe urmă am trăit chinuită cu mama. Toți anii vieții ce au să vie îi dau, Stăpâne, în mâna ta. Doamne, Maica, dacă înghițam așa ceva azi noapte, cred că sănătate, sănătate să vă dea Dumnezeu și la toată lumea. Suntem de la Bistrița, suntem un grup de 35 de tineri. Mulți dintre noi suntem studenți, poate majoritatea, foarte puțin lucrează. Însă ceea ce ne-a motivat să venim aici a fost îndemnul pe care Domnul Iisus ne l-a spus să cercetăm pe oameni în suferință și anume să-i căutăm pe cei care chiar au nevoie de Dumnezeu. Ne-am bucurat să colaborăm cu misiunea MGM și e o bucurie mare pentru noi că suntem aici și pot să spun că Dumnezeu îi folosește aici și mă rog ca Dumnezeu să-i folosească în continuare. Nu ne dăm seama cât suntem de binecuvântați pe când nu vezi oamenii așa. Mi s-a părut așa nedrept că noi locuim într-o zonă atât de frumoasă și ei nu au nimic, ei se bucură și de niște urzici pe care noi le călcăm în picioare de obicei. Au zis că le-a fost poftă de niște urzici. Am văzut prea multă tristețe, prea multă sărăcie și noi avem prea multe lucruri de care nu ne bucurăm așa cum se bucură ei. Da, e cea mai mică. Ce ai mâncat azi? Mi-am luat parizeri, chiar acum am luat parizeri la... Ai butelie și noi... Butelie, cumpărăm câte două pâini, parizeri. Două pâini și parizeri. Și e ce ați mâncat, doamnă? Doamnă. De câte zile nu mai ai butelie? Ai o săptămână. Și? Și, cam aproape două săptămâni. Da. Îți place parizeri, nu, mai că dacă da, păi, s-o scumpit. Toate scumpe și n-avem bani pus eu. Nu dăm bani în mână, dar la magazin plătim o butelie și da, mergi să ridicați de acolo, bine? Da. Ce o să gătiți prima dată, doamnă? Borș, moartea ai, borșul ei. Și iar minții mele gând, ție, Doamne, să le închină. Mediile rurale încercăm să le încurajăm și, în mod special, copiii din aceste zone să-i vizităm. Sunt oameni, sunt copii care nu sunt vizitați, care nu știu ce înseamnă poate civilizația, care nu știu ce înseamnă poate mall, restaurante, spații de joacă, un meniu poate mânca la un restaurant, dar prin faptul că cineva le acordă atenție și le dă importanță, prin faptul că cineva îi vizitează, prin faptul că cineva îi caută, lucrul acesta pe foarte mulți dintre ei îi împlinește fizic. Mai cineva s-a gândit la noi, cineva ne-a vizitat, cineva ne-a călătat. Am vizitat mai multe familii sărace, multe familii împovărate și am văzut cum Dumnezeu lucrează, am văzut cum Dumnezeu atinge suflete, am văzut cum Dumnezeu încă încurajează oamenii aceștia și vă invităm și pe dumneavoastră să participați alături de noi. Am învățat că
Nu toți oamenii pot trăi la fel cum trăim noi și e foarte important să ne îngrijim de cei din jurul nostru. Și am grijit și la dumneavoastră, să vedem cum vă descurcați. Sunt tineri și vor să vă ajute cu ceva, dacă aveți nevoie de niște alimente, să vă lase. Să lăsăm niște alimente, domnule. Păi nu, dacă n-am cum, n-am bani. Deci n-aveți bani, nu? Nu. Lăsăm da. Așa și luăm plata în altă parte. Noi ce dăm, nu dăm cu bani. Da. Noi dăm în numele Domnului. Tinerii ăștia dă, dar ei nu dă cu bani. Ei le-au cumpărat cu bani, dar le dă în numele Domnului Iisus. Pentru mine a fost o experiență extraordinară ziua de astăzi, pentru că am avut șansa să-mi dau seama că lucrurile pe care eu le consideram lipsuri sau că nu puteam să mi le permit exact pe loc, sunt atât de mici pe lângă lucrurile pe care ceilalți le doresc. Astăzi am observat că copiii au nevoie doar de o pereche de șosete sau de o pereche de ghete ca să nu le înghețe piciorușile noaptea în pat. Și dorințele cele mai mari pe care le au ei se întind maxim la o bicicletă. Asta nu contează că e sărac, că ești bogat. Asta să fii sărât cu oameni. Fă-ți la pușcării, mă nevăză. Da. Și când am ajuns acasă, nu l-am mai găsit. Nu știam. Și în momentul să mă liberez, atunci am auzit că mai rău am făcut. Mă gândesc, mă consum. Dar când aud pe cineva că mă răpește cu o bunică așa, dar că nu mai sunt eu omul ăla. Trece așa prin spate. Câte o zi de muncă aici la voi? 500 de lei. Dacă este, o zi lucrez și o săptămână stai. Dacă ar fi să fie zi de zi, zici cât te descurci. O locație, nici atât. Norul este veșnic și soarele ia cer. Ce minge și rămâne, stăpână nu-l mai e. Astăzi a fost o zi plină în care tinerii ăștia frumoși și eu ne-am dus la diferite persoane pe care au avut diferite experiențe de viață și am rămas marcat de foarte multe. Misiunea asta e foarte, foarte faină și am întâlnit niște oameni super faini și mă bucur de ziua asta. Am rămas complet emoționat de lucrurile care sunt aici, de oamenii care trăiesc în zona aceasta și am văzut cât de mare nevoie este de implicarea tuturor, fiecăruia dintre noi. Bună ziua! Bine ați venit! Bine ați venit! 76, am intrat în 76. Vă rog, dar și mulțumesc, sunteți mamă, dar când ați venit? Cum ați venit? Venit, domnul fratele Răzvan. Altfel nu vă potrivesc, domnul Iisus, la mine, că altfel nu vedeți la o femeie vădă, la o femeie șchioapă în cărjă. Numai că asta potrivesc la mine, nu? Soțul matare, de cât timp a murit? Of, în octombrie, pe o 19, are 6 ani. E greu singură, bunică? Sigur, da. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit fiul său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine vine Dumnezeu e. Am venit aici cu scopul să evangelizăm lumea și să vedem cum alții se bucură de darurile pe care noi le aducem și am văzut oameni care sunt dispuși să lase totul și să-L urmeze pe Dumnezeu, chiar dacă situațiile lor sunt foarte grele și suntem bucuroși că am putut să slujim aici pentru Dumnezeu. Am venit în primul rând pentru m-a ajutat poate pe mine, pentru că atunci când ajuți pe altcineva, parcă simți că te ajuți mai mult pe tine. A fost o zi foarte frumoasă și am rămas uimit de condițiile pe care le-am găsit într-o casă la un bătrân care era și orb și am găsit acolo niște condiții în care e greu de imaginat că cineva poate să trăiască. Biserica Pentecostală Limană Bune, Ilva Mare. Biserica Pentecostală Betania din Lunca Ilvei. Biserica Pentecostală Sfânta Treime Bistrița. Biserica Pentecostală Petele Răbășara. Biserica Pentecostală Harul din Dumitra. Biserica Pentecostală Elim Măgură Ilvei. Biserica Pentecostală Livezei.